Ok. Mi-am pus timerul și în momentul în care o să apăs pe start, nu o să mai vorbesc cu voi, cu niciunul. Să începem! Start! Nu știu dacă pot să nu vorbesc, pentru că mie îmi place să vorbesc. Ce mă fac? Fond de ten? Vai de capul meu ce am făcut. Deci, mi-au aplicat prea mult. Sprâncenele mele sunt acoperite, la fel și buzele. Nu știu dacă... Deci că sunt o găină fără cap. Mă umurește râsul, niciodată nu m-am făcut așa. Aoleu, deja a trecut un minut. Doamne, sunt praf. Ce mai urmează? So? Pudră. Contur. Două minute. Iluminator. Da pe mine. Bineînțeles că folosesc mai mult mâinile. 3 minute. Mai am 2 minute. Ce mai fac? Ce mai fac? Ce mai fac? Drumul. Sunt ca o găină. Sprâncene. Blush. Dacă vreți să vedeți produsele, le găsiți pe site. Ok. N-am timp, n-am timp. Vreau să creez niște umbre la ochi. 4 minute. Hai că mă relaxez. Îmi dau repede cu ruj. Și... mi se desface fundul. Rimel. Jumate, mai am 30 de secunde să-mi fac al de la ochi și eu zic că 4:38, 4:40 și deja mă relaxez.
Deci se poate, doamne. Se poate. 5 minute de make-up. 5! Yeah! Am făcut în 4 minute și 50. Eu zic că mi-am îndeplinit tag-ul. Deci se poate. Make-up-ul este destul de decent. Făcut și cu contur, făcut și cu highlighting, adică iluminator, contura sprâncene, un ruj discret pe buze, blush. Dacă ți le pregătești și știi cam care este ideea make-up-ului, care asta poate să fie un machiaj de zi natural, n-ai de ce să nu reușești. Hai să zic că nu în 5 minute, pentru că eu mă simțeam așa puțin, ziceai că mă alergă cineva. Ok, nu în 5 minute, dar în 10 minute cu siguranță fiecare dintre noi poate să ducă la final un machiaj decent de zi. Videoclip pentru toate produsele folosite. Vă rog să intrați pe blog, n-am avut timp să le pun aici. Da, și ne vedem în următorul. Mulțumesc pentru că v-ați uitat. Vă pup, pa!